Încep știrile Canal D. Bună seara, doamnelor și domnilor, iată care sunt principalele evenimente. Un campion național automobilism a fost ucis de o viitură în timp ce traversa un râu. Doar copilotul său a reușit să scape. La știri vedeți imagini din mașină cu puțin timp înainte de a se produce tragedia. O bătrână a scăpat cu viață după ce bucătăria în care se afla s-a surpat peste bești din cauza inundațiilor. Ce pagube a mai provocat ciclonul din Marea Neagră, aflați imediat. Și vă mai arătăm cum își petrec mii de români mini-vacanța de Rusali în Ungaria, unde vremea este mult mai frumoasă decât la noi. Furia naturii nu iartă nici pe cei mai experimentați dintre noi. Pilotul de curse Adrian Cernea, multiplu campion național automobilism, a sfârșit tragic în timpul unui concurs de off-road. Mașina în care se afla împreună cu Alex, copilotul său, a fost prinsă în apele râului Oituz. Copilotul lui s-a salvat în ultimul moment, în vreme ce Adrian a fost luat de buhoaie. Trupul său a fost găsit 2 ore mai târziu, la câteva sute de metri de locul unde mașina s-a împotmolit. Atenție! Informațiile și imaginile vă pot afecta emoțional. Sănătate! În aceste imagini, Adrian Cernea face ultimele pregătiri pentru a intra în ceea ce avea să fie ultima sa cursă. Și-a salutat colegii pentru ultima dată și a pornit încrezător că va bifa un nou succes așa cum era obișnuit. În zonă ploua mărunt, iar drumurile pe care se circulă în pădurile din județul Bacău erau extrem de instabile. Dar Cernea și copilotul său, Alex Tache, nu se dau bătuți. O ultimă discuție între cei doi sportivi nu pare să anunțe ceea ce avea să se întâmple. Ce avem aici? Vom marca ceva? Dar și un sfert. Aceste clipe au fost filmate cu ajutorul unei camere de bord din mașina lui Adrian Cernea. La un moment dat, pilotul a scos camera de pe mașină. Bă, nu pot să o scot. Nu pot să o scot. Păi de ce să o scoți? Păi ce-ți mai fac? În imagini sunt ultimele momente din viața pilotului Adrian Cernea. Nimic din aceste filmări nu prevestește ce avea să se întâmple pe parcursul acestei curse. De data aceasta nu s-a mai întors cu titlul așa cum își obișnuise colegii, ci a sfârșit tragic, prins în apele dezlănțuite în timp ce voia să treacă râul Oituz. Adrian Cernea avea 42 de ani și era pilot de multă vreme. Unul dintre cei mai cunoscuți și respectați automobiliști din țara noastră, iubea adrenalina și fusese multiplu campion național. Un pilot desăvârșit, așa cum și-l amintesc apropiat. Ai încheiat ultima cursă din off-road și ai trecut la un nivel superior, drumul spre cer. Odihnește-te în pace, campionule. Condoleanțe familiei. Traseul pe care și-a găsit sfârșitul era unul cunoscut printre pasionații de off-road, sport care presupune condiții extreme de drum. La un moment dat, echipajele aveau de trecut peste un râu, un fir de apă în mod normal. Mai multe mașini au trecut de altfel fără probleme, în schimb Adrian și copilotul Alex Tache au fost surprinși de viitură. S-au dat jos din mașină, s-au uitat și au analizat dacă pot trece, au luat hotărârea că pot trece râul fiind nu foarte lat, undeva la 4-5 metri. Au încercat traversarea, dar la mijlocul râului motorul s-a oprit. Cum apa începuse să intre în mașină, Adrian și Alex au ieșit din autovehicul și au urcat pe capotă. Ei au fost luați de apă de pe plafon când a venit valul mai mare și au ajuns în cursul râului. Copilotul Alex Tache a reușit în acel moment să se agațe de un buștean. Între timp, alte 4 mașini au mai trecut prin zona în care s-a produs tragedia. Abia cei din ultima mașină au auzit strigătele disperate ale lui Alex și au oprit să-l scoată la mal. Adrian, în schimb, a fost dus de curenți la circa 500 de metri naval, unde a și fost găsit fără suflare 2 ore mai târziu. Echipajele de la ISU Covasna au ajutat apoi restul concurenților să traverseze râul. Poliția a deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă, dar automobiliștii spun că tragedia nu ar fi putut fi evitată. Acest gen de competiție, tocmai asta înseamnă să treci cu niște mașini special construite, special preparate, prin locuri foarte greu accesibile, aproape imposibil de crezut pentru un
om normal, pentru un șofer normal, că se poate trece prin acele locuri. Este greu de acuzat organizatorul că a făcut o competiție acolo unde este locul acestei competiții. Din păcate, natura și sportul riscant și-au luat tributul. Adrian Cernea lasă în urmă o soție îndurerată și zeci de prieteni care i-au admirat profesionalismul. Ciclonul de la Marea Neagră a adus apocalipsa în România. Zeci de oameni au rămas izolați, sute de case au fost inundate, iar apele învolburate continuă să facă un pericol. Mai multe râuri au ieșit din matcă, iar apa amenință serios casele oamenilor care riscă să fie luate pe sus. O bătrână din Galați a trecut prin iad după ce casa s-a prăbușit peste ea. Pare că s-a dezlănțuit iadul în mai multe zone din țară. În Galați, o bătrână în vârstă de 70 de ani a fost la un pas de tragedie după ce casa s-a prăbușit peste ea. Femeia gătea în momentul în care acoperișul s-a făcut bucăți, iar pereții nu au mai rezistat. În ambulanță era aici, ambulanța, când am ajuns noi. A fost scoasă de acolo cu targa lopată. Femeia a supraviețuit miraculos datorită unui frigider sub care s-a adăpostit și astfel nu a fost strivită. S-a bubuit când s-a rupt. S-a rupt la foc, a căzut avanul. Și a avut frigiderul, nu? Am urât de frigider, s-a rupt frigiderul. S-a oprit tavanul. A, tavanul s-a dus pe frigider și era prinsă de desubt? Era în. Deci între tavan și are acolo, și dărâmături acolo, și mai are apă acolo. De altfel, autoritățile avertizează că din cauza ploilor abundente și a vântului care bate în rafale, casele oamenilor sunt într-un pericol continuu de a se prăbuși sau a fi luate pe sus de viitură. Municipiul Galați a fost grav afectat de ciclonul care continuă să facă ravagii. Străzile sunt complet acoperite de apă, iar canalizările abia mai fac față. Mai avem așa, nu v-am zis, într-un casă apa, de două degete mai. Oamenii stau cu teamă ca nu cumva apa să le intre în case. Noi trebuie să fim pregătiți în orice moment, să plecăm din casă, cu copii, cu nepoți. Suntem cu grijă, fără doar ce poate. Păi da, atâta apă rai și atâta. Ce se face? Dacă nu intră apa în casă, e bineînțeles. E mai rău ca în două. E mai rău. Nici în Brăila lucrurile nu sunt prea bune. În comuna Vădeni, vieții oameni nu știu la cine să mai apeleze pentru ajutor după ce casele le-au fost inundate. E apă în casă, unde? Toate am s-au genisip acolo, nu se mă duc. Oamenii așteaptă disperați o minune care să le salveze casele, mai ales că ploile nu se vor opri în perioada următoare, iar cantitățile de apă vor fi și mai mari. Acum, asta e o leacă mai sus, o ajuns și aici. Gata. Am ajuns și aici, Dezastrul continuă și în Vrancea. Polițiștii au salvat în ultima clipă două pensionare din casele care erau inundate și vor sta acum la vecinii cu inimă mare care au decis să le ajute până când se vor putea întoarce acasă. Comuna Vrânceană Biliești a fost grav afectată de puhoaie. Străzile sunt inundate, 50 de case au fost distruse și mai mulți locuitori au fost evacuați. Oamenii nu au vrut însă să plece din gospodării fără animalele din curți. Un bărbat a reușit să-și salveze porcul cu un excavator, fiind singura soluție de a-l transporta prin apa care a inundat străzile. Astăzi, meteorologii au emis două noi avertizări de cod portocaliu și galben de ploi abundente și vijelii, care vor fi valabile până în această noapte. Ploaia, frigul și ceața nu i-au demoralizat pe turiștii care își petrec mini-vacanța de Rusalii la munte. Vâna Brașov a fost astăzi plină de lume dornică de relaxare și distracție. Plimbările în aer liber și drumețiile prin pădure au fost principalele activități de care s-au bucurat românii. Însă au fost luate cu asalt și piscinele sau spaurile din interiorul hotelurilor. În prima zi de Rusalii, Poiana Brașov a fost aproape la fel de plină ca în sezonul de iarnă. Centrul stațiunii a devenit zonă de promenadă, dar și pistă pentru cei care s-au plimbat cu carturile cu pedale. Ne dor picioarele. Asta e după distracție, da. Cum e? Văd că și tu dai din greu la pedale. Este rău. Când să vă mai plimbați? Ne mai plimbăm un pic, La foc continuu a funcționat și telecabina Capra Neagră. Chiar dacă vârful masivului Postăvaru a fost acoperit de ceață, turiștii au urcat până la 1800 de metri altitudine ca să respire aerul curat de munte. Priveliștea însă a putut fi admirată doar din telecabină. Ați vrut, bănuiesc, să admirați priveliștea aici, da, din Postăvaru. Da, dar din cauza vremii nu prea e, nu se vede așa bine. Ne-am plimbat, am fost și în Brașov, acum am venit în Poiana Brașov. Suntem foarte bucuroși că am venit aici.
și ne distrăm. Cazările din stațiune sunt ocupate aproape în totalitate, așa că spaurile au devenit un adevărat pol de atracție pentru turiști. La acest hotel de 4 stele, oaspeții s-au bălăcit cât a fost ziua de lungă în piscină. Resortul nostru a deschis partea de piscină interioară cu facilitățile termarium and pool, centrul spa pentru adulți, unde se pot relaxa, masaje, tratamente corporale. Turiștii care aleg să rămână în hoteluri se pot distra în camerele de evadare. Sunt 4 încăperi de acest gen aici unde ne aflăm noi. Camera aceasta, după cum vedeți, este inspirată din filmul Terminator. Jucătorii au la dispoziție 60 de minute ca să rezolve toate indiciile, iar apoi pot să evadeze. La o sărbătoare atât de mare, meniul a fost unul pe măsură. Bucătarii au încântat pe clienți cu platouri cu slănină, jumări, tobă și brânzeturi tradiționale, dar și cu purceluși la proțap sau preparate fine dining. Acolo avem un muș de vacă cu sparanghel fresh, cu produse, ingrediente de calitate. Aici avem zona de mediteranean, unde clienții se pot delecta cu fructe de mare, pește și nelipsita pizza. Rezervările în hoteluri și pensiuni depășesc 80% pentru această mini-vacanță de Rusalii. Mai inspirați au fost miile de români care au ales să-și petreacă mini-vacanța în Ungaria. Cel mai mare complex balnear din Europa și-a redeschis porțile, dar sunt primiți numai cei vaccinați. Românii trebuie să prezinte și la graniță adeverințele de vaccinare, dar odată ce ajung în stațiunile turistice se bucură de libertate. Aquaparkul cu 10 de piscine și tobogane întortocheate din Haidus Oboslo este plin ochi în fiecare zi. Complexul uriaș și-a deschis din nou porțile și pentru turiștii români, care de Rusalii au luat cu asalt această destinație. Vremea e absolut superbă, atmosferă plăcută, multă lume, weekend prelungit, ne distrăm. Nu, ne place, suntem de la Brașov, am venit azi dimineață, stăm câteva zile, profităm de weekendul acesta prelungit, e frumos. Ați mai fost aici? Sincer? Nu. Nu. Și cum e? Cum e așa la surprinzător, foarte frumos. Deci nu ne-am așteptat. Adică am crezut că sunt un pic mai reci, dar nu. E chiar prima dată când venim și o să mai venim 100%. Accesul în complex se face doar pe bază de adeverință de vaccinare, însă odată ce au trecut pragul aquaparkului, turiștii se bucură de toate facilitățile, fără prea multe restricții. Pentru mine e prima dată când vin aici afară. Am mai fost într-un an în Ontru, dar e mult mai fain aici, topogane, distracție maximă, adrenalină și la familie, la copii, super ok. Sperăm că cei care vin la noi o să găsească toate distracțiile. Avem în vară 60 de zile pline de programe și pe lângă acestea mai sunt și concerte și festivaluri și festivaluri gastronomice. S-a dat în funcțiune și o nouă parte a muzeului din oraș, deci toată lumea își găsește distracție. Odată cu redeschiderea complexului a fost inaugurată o nouă parte a ștrandului pentru clienții mai pretențioși. Începând din această lună, turiștii care vin aici la Hoidus Oboslo vor găsi mai multe atracții turistice. Este vorba despre această zonă exclusivistă unde se află mai multe spații de relaxare, mai multe tipuri de piscine, dar și jacuzzi la înălțime. Pentru a avea acces în această zonă, turiștii trebuie să mai plătească un bilet pe lângă taxa de intrare. O zi petrecută doar în această zonă de VIP poate costa în jur de 80 de lei. Și hotelurile îi așteaptă pe români cu oferte. Prețul unei camere la un hotel aflat chiar lângă aquapark pornește de la 30 de euro pe noapte, însă hotelierii au o condiție esențială. Din păcate, numai cei vaccinați poate să vină. Noi sperăm că poate până la mijlocul lunii iulie se întâmplă ceva și putem să-i primim și pe cei nevaccinați, dar încă nu putem să vă spunem nimic, sincer. Dar am așteptat foarte mult și clienții români, foarte nerăbdători. În weekendul de Rusalii, mii de români au preferat să vină în vacanță aici, la doar o oră de granița cu țara noastră. Confortul costă, mai ales atunci când vrem să mâncăm fără niciun efort preparate gătite ca la restaurant. Aplicațiile prin care comandăm mâncare aplică taxe peste taxe, iar în final ajungem să plătim chiar și cu 40% mai mult decât prețurile din meniu. Mulți însă trec cu vedere aceste costuri, în timp ce alții vânează promoțiile ca să plătească mai puțin. În aplicații, taxele de livrare pornesc de la 3 lei și pot ajunge chiar și la 8 lei, însă vom plăti și mai mult dacă afară plouă sau dacă valoarea minimă a comenzii nu este atinsă. Ca să vedem cât ne costă în plus, am făcut un experiment. Am comandat un meniu cu cheeseburger, cartofi prăjiți și suc, pentru care am plătit în restaurant aproape 32 de lei. Haideți să vedem cât costă același meniu, dar comandat prin aplicație. Din start vedem că meniul costă cu 3 lei mai mult.
iar dacă mergem mai departe, ni se adaugă 3 taxe. Una pentru livrare, una pentru comenzile mai mici de 45 de lei și încă o taxă pentru vreme rea. Iar totalul ajunge la 45 de lei, cu 13 lei mai mult decât în restaurant. Cu alte cuvinte, plătim cu 40% mai mult pentru comoditate sau imposibilitatea de a ne deplasa fizic la un restaurant. E deranjant. Păi se simte dacă îți comanzi și aia și mâine și poimine, adică se adună. Ar trebui să fie mai ieftin până la urmă, că nu plătești servirea, nu plătești bagasarea meselor. Alte restaurante vând ele mâncarea la prețuri mai mari prin livrare, tocmai ca să poată acoperi comisioanele impuse de aplicații. Diferența este de obicei de aproximativ 2 lei pentru fiecare preparat. Însă mulți trec cu vederea aceste costuri. Astfel reușesc să economisească timp, spun oamenii. Fii-mi-a comandat chiar un care costa 5 lei și transportul 5 lei. Adică a plătit dublu cumva. Da, da. Dacă mănânci în oraș, tot lași un bacșiș. Până la urmă e o diferență de, nu știu, 5-6 lei. Alții, în schimb, aleg să vâneze promoții oferite de aplicații, încât să nu plătească prea mult. Da, nu dau niciodată taxă de livrare. Mi se pare că dacă mi-au ceva, mi-au cu livrare gratuită. Căutați special? Da, da. Că de-aia îmi comand, adică altfel mă duc la restaurant și mănânc acolo. Aplicațiile de livrare au înregistrat creșteri spectaculoase anul trecut. Una dintre cele mai populare a livrat 10 milioane de comenzi în 2020. Valoarea lor a fost de aproape 150 de milioane de euro. Alimentele congelate sunt la fel de bune ca și cele proaspete. Este rezultatul unui studiu al Facultății de Inginerie a Alimentelor din Galați. Specialiștii de acolo au observat că atât în cazul fructelor, legumelor, cât și în cazul cărnii sau peștului, nutrienții nu dispar la temperaturi scăzute. Pe pescador și până la țărm este depozitată niște tancuri în care el se păstrează practic în mediul lui până ajunge la țărm. Odată ajuns la țărm, peștele este curățat și congelat rapid. Acest merluciu vine tocmai din Canada, din Pacificul de Nord. A fost înghețat la o temperatură de minus 18 grade, iar acum în această zonă este cântărit și ambalat. În această fabrică, în fiecare zi, sunt pregătite 6 tone de pește sau fructe de mare congelate. Deși atunci când ajung pe mesele noastre, produsele nu sunt abia scoase din ocean, gustul și proprietățile nu se pierd, spun specialiștii. La fel și în cazul legumelor sau a fructelor congelate. Activitatea microorganismelor este inhibată, precum și activitatea enzimelor, și de aceea nu apar procese de degradare în componentele nutritive ale alimentelor. Termenul lor de valabilitate este de cel puțin un an, în timp ce, dacă ar fi fost proaspete, nu ar fi rezistat mai mult de 10 zile. Cât timp sunt congelate, alimentele își păstrează gustul și nutrienții, garantează producătorii. Singurul lucru care ar putea distruge calitatea mâncării este modul de decongelare. Să se pună într-un castron cu apă caldă sau sub jet de apă caldă sau sub jet de apă rece este total greșit. Peștele trebuie să se mențină în frigider, trebuie să se decongeleze lent. Însă mulți încă se feresc să pună în coș alimente congelate. Deci cele proaspete sunt cele proaspete, cele congelate niciodată n-am de unde să știu că nu sunt expirate și congelate. Ca să fiu sigură ceea ce mănânc, iau proaspăt și îmi congelez eu. În timp ce alții le aleg pentru că rezistă mai mult. Prefer și congelatele deoarece nu se știe când ai nevoie. Da, poate, nu știu, e o zi în care nu ai chef să faci cumpărături și știi că ai ceva în congelator. Datele arată că unul din trei români caută produse nutritive atunci când merge la cumpărături. În această seară, europenele se mută în Republica Dominicană. Survivor România le aduce telespectatorilor canal de un meci cu participare internațională. Echipele României și Greciei vor lupta în echipe mixte într-o bătălie cu adevărat epică. Albaștrii celor două țări fac un corp comun și, de asemenea, jucătorii roșii ai celor două țări devin o singură echipă. În această seară vom avea parte de un meci eveniment cu participare internațională, Grecia și România. Echipele vor fi mixte, albaștrii Greciei și ai României vor forma o singură echipă. De asemenea, jucătorii roșii ai celor două țări vor face corp comun. I have a Greek name, Zanidakis. Yes, that's right! I will punch you! I will beat you! Alături de Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, se va afla și prezentatorul Survivor Grecia. Avem meci cu participare internațională la Survivor România. Asta înseamnă că diseară, în ediția din această seară, practic, veți vedea înfruntare de proporții epice, adrenalină, dar și camaraderie. Legende ale Olimpului întâlnesc legende ale Daciei.
Cum vor face față războinicii și faimoșii alături de concurenții roșii și albaștri ai Greciei și care dintre cele două echipe mixte va câștiga jocul de recompensă al acestei seri memorabile, veți afla urmărind o încleștare teribilă marca Survivor România, astăzi de la ora 20, la Canal D. Peste 800 de mii de mașini second-hand au fost vândute anul trecut în România. Cum importăm mai ales rable, Comisia Europeană ne presează să taxăm poluarea din trafic. Mașinile mai vechi de 15 ani ar putea fi interzise în matriculare. Asta duce la schimbarea comerțului cu mașini la mâna a doua. Mai nou, adevărate limuzine cu puțin kilometri la bord și documentație ușor de verificat sunt în atenția clienților rom. Drumurile românești sunt pline de rable, iar unele dintre ele pot produce adevărate tragedii. Registrul Auto Român a încadrat 5,11% dintre vehiculele verificate ca prezentând pericol iminent de accident. Ne mutăm în parcul auto al unui comerciant de mașini second hand. Andreea e o tânără departe de imaginea samsarului care vrea să-i păcălească pe cei care caută o mașină. Sunt rulate în afară unde condițiile de trafic sunt mult mai avantajoase decât la noi. Avem un certificat DECRA emis de autoritățile din țările europene, care cumva ne asigură pe noi de calitatea mașinii și de faptul că tot ceea ce este reprezentativ pentru mașina respectivă este real. Mașinile care pleacă din parcul nostru auto pot fi testate de către clienții în centrele autorizate din București. Kilometri puțin, normă de poluare Euro 5 sau 6, plus aspect. Iată detaliile urmărite de clienți. Avem aici exemplul unei mașini cu an de fabricație 2012. După cum se vede din punct de vedere estetic, este foarte bine pusă la punct partea aceasta. Echipa noastră se ocupă de cosmetizarea estetică a mașinii. Bineînțeles că asigurăm și o revizie înainte de a pune mașinile spre vânzare. Comerțul second hand permite și opțiunea buyback. Adică tu ne aduci mașina uzată de care te-ai plictisit. Noi vom evalua mașina din punct de vedere tehnic și al tuturor celorlalte specificații. Nici măcar nu trebuie să ai toți banii pregătiți. Te putem ajuta în sensul că putem facilita pentru tine obținerea unui credit auto. Doar cu un buletin se poate obține creditare în decursul a 2-3 ore. În anul pandemiei, în România s-au tranzacționat peste 880.000 de autoturisme la mâna a doua. 380.000 au fost aduse din străinătate, iar alte 500.000 și-au schimbat proprietarul în țară. Un grădinar șef și 9 manageri de cartier. Acestea sunt o parte dintre posturile nou înființate la primăria din Timișoara, după ce Dominic Fritz și-a propus ca instituția pe care o conduce să se modernizeze. Grădinarul se va ocupa mai ales de spațiile verzi, în vreme ce șefii de cartiere, unici în România, vor răspunde de starea trotuarelor, a străzilor și de problemele din comunitate. O Timișoara verde, curată, înflorită și cu multe parcuri. Asta își dorește Dominic Fritz, care după ce a luat la pas orașul de pe Bega, a desființat 80 de posturi din primărie ca să facă loc unor funcții noi și inedite. Între acestea, cea de grădinar șef. Grădinar șef nu înseamnă nimic altceva decât să avem o direcție de infrastructură verde cu un director care este numit onorific grădinar șef, un peisagist care să aibă o viziune proprie pentru cum să se dezvolte spațiile verzi. Cunoscutul grădinar șef al Timișoarei din anii 1800 a creat acest parc, adică Parcul Central, pentru o vizită a împăratului Franz Iosef din Austria. Genul acesta de proiecte grandioase trebuie să facă și grădinarul zilelor noastre, doar că el trebuie să se mai ocupe în detaliu și să știe foarte bine spațiile verzi, florile și pomii din cartierele orașului. Faptul că Timișoara va avea un grădinar șef a ajuns și la urechile scepticilor. Întrebarea mea ar fi până acum cine s-a ocupat de chestia asta, poate să ocupe și în continuare. Categoric nu, aia e o cheltuială în plus. Între posturile nou înființate sunt și cele de manager de cartiere, o funcție unică în România pe care edilul Dominic Fritz a întâlnit-o în orașele din Germania. Vor fi 9 astfel de coordonatori în toată Timișoara. Trebuie să stea mult prin cartier, o să vrem la un moment dat să începem poate chiar și să amenajăm un mic birou unde poate să se întâlnească cu cetățeni. Trebuie să faciliteze întâlniri cu cetățenii, dacă avem proiecte noi de investiții, de exemplu, într-un cartier anume, această persoană trebuie să se asigure că cetățenii sunt informați. Foarte bun. Deci chiar am avea nevoie de un manager de cartier. Mai puțină mizerie, în primul rând. Mai puține probleme. Primarul Dominic Fritz speră ca cele 100 de locuri de muncă vacante la primărie să fie ocupate de tineri profesioniști cu viziune, care să facă din Timișoara un oraș modern. Până acum au fost desființate 10 posturi de conducere din cadrul primăriei.
Pandemia ne-a mai lăsat o moștenire grea, teama de aglomerație. Așa se face că adesea ne trezim îndepărtându-ne de grupuri sau privind suspicios oamenii care stau prea aproape de noi la o coadă. Ne-am creat un spațiu personal în care oricine este privit ca un posibil purtător al virusului, deci un pericol. Psihologii spun că trebuie să analizăm rațional cât este risc și cât imaginație pentru a nu pica în capcana anxietății. Tânăra din imagine este Ana, care recunoaște că pandemia i-a schimbat modul în care se raportează la oamenii străini și nu de puține ori îi privește pe aceștia ca pe un potențial pericol. Tot ce pot să fac este să le evit. Ca acum în mall nu prea e nimeni aici, deci am venit dimineață, nu se plimbă nimeni, dar în rest chiar evit. Toată lumea în timpul pandemiei a ieșit afară, s-au dus în parcuri, în Herăstrău, în Parcul Carol. Și m-am dus, am venit, am văzut lumea și m-am întors. Și nu este singura cu o astfel de atitudine. Mulți dintre noi am dezvoltat sentimente de teamă atunci când ajungem în mulțime sau când cineva se așează prea aproape de noi la o coadă. Observăm asta și în centrul vechi, unde trecătorii caută din reflex să se protejeze purtând masca, deși nu mai este obligatorie. Sunt foarte mulți oameni și vrem să nu riscăm nimic. Cred că tuturor trebuie să ne fie puțin teamă de asemenea mulțime, mai ales că sunt și străini la noi în țară în momentul de față. Încă vă este teamă să mergeți în mulțime? Nu mi-e teamă, dar mai port mască în mulțime. Vă simțiți mai confortabil așa? Da. După un an în care am stat feriți de toată lumea, nu cred că e cel mai confortabil așa dintr-o dată să mergi în mulțime. Toate aceste acțiuni au la bază teama, de cele mai multe ori justificată. Psihologii atrag însă atenția că pe un fond de anxietate, această frică poate lua forma unei afecțiuni denumite agorafobie. Agorafobia este definită ca fiind starea de teamă incontrolabilă care se declanșează atunci când ne aflăm la un loc cu mai mulți oameni, ca de exemplu în centrele comerciale, la piață sau pur și simplu pe stradă. Dacă teama iese din sfera raționalului, este posibil să ne confruntăm cu atacuri de panică și depresie. Este esențial ca oamenii care suferă de agorafobie să facă un pas în spate și să conștientizeze aceste gânduri iraționale și să se întrebe sincer dacă chiar fiecare dintre aceste spații este într-adevăr periculos. Sănătatea mentală ar trebui să ne preocupe acum mai mult ca niciodată. Studiile arată că 42% dintre români au suferit de tulburări psihoemoționale în pandemie. Zimbrii de la rezervația din Vama Buzăului au vecini noi. O turmă de mufloni a devenit una dintre atracțiile sanctuarului. Exemplarele spectaculoase au fost aduse de la o grădină zoologică din Neamț, iar acum sunt admirate de turiștii care ajung în stațiune. Vizitatorii pot vedea două familii complete cu mascul, femele, dar și pui în vârstă de doar două luni. Faceți cunoștință cu noile vedete de la rezervația din Vama Buzăului. Animalele încornorate sunt îngrijite cu multă atenție, însă de departe cei mai răsfățați sunt puii de mufloni. Nea Emil, unul dintre îngrijitori, a adunat crengi de răchită, frasin și paltin, adică o delicatesă pentru ovine. Frunzele și coaja sunt savurate de animale cât ai clipi. Ce le-ați dat acum, oare în cât timp mănâncă? Acum, în 10 minute... mănâncă. Coaja este o coaja măruia, asta de răchită, cum spunem noi la lemnul ăsta. Este o, ca și un fel ca un medicament, ca ceaiul, ca toate, calciu găsește în ea. Muflonul se aseamănă cu oaia domestică și este cea mai mică specie de ovină sălbatică. În libertate trăiește în zone muntoase și supraviețuiește chiar și la altitudini de până la 4.000 de metri. Exemplarele din Vama Buzăului au trăit toată viața lor în captivitate la o grădină zoologică din Neamț. Acum au la dispoziție un spațiu generos unde pot să trăiască în liniște. Muflonii au la dispoziție propriul țar care are o suprafață de aproape 1.500 de metri pătrați. Aici au tot ce le trebuie, o hrănitoare, o adăpătoare, iar câțiva metri mai încolo a fost adus un morman de pietre, aici unde animalele își pot toci copitele. Muflonul poate fi recunoscut după blana de culoare maronie roșcată, dar și talia relativ mică față de alte ovine sălbatice. Un exemplar matur ajunge la o lungime de 1,3 metri și o înălțime de până la 80 de centimetri. Masculii sunt cei mai spectaculoși datorită coarnelor spiralate care ajung până la 90 de centimetri lungime. În schimb, coarnele femelelor sunt mici, ușor plate și foarte puțin curbate. Avem noi exemplare, doi masculi, patru femele și trei puiuți, care sunt la rândul lor femele. Turiștii le-au văzut deja. Da, le-au văzut și sunt foarte încântați, le plac la nebunie.
În sălbăticie, muflonii parcurg 10 de kilometri în fiecare zi. Pot sări chiar și 3-4 metri lungime, dar și 2 metri în înălțime. Pe lângă zimbri și mufloni, turiștii care ajung la rezervația din Vama Buzăului mai pot admira cerbi, căprioare, păuni, dar și o familie de reni. Pe timp de vară, limonadele și cocktailurile răcoroase sunt și vor fi mereu cele mai comandate. De asta mizează și producătorii care au început să investească tot mai mult în plantațiile de mentă nelipsite din băuturi. Cu aromă inconfundabilă, planta aduce profituri frumoase celor care o vând în stare proaspătă. Un kilogram se vinde chiar și cu 100 de lei. Răcoritoare, intens aromată și bogată în vitamine, menta dă gust mâncărurilor ușoare și mai ales băuturilor revigorante pe care le consumăm vara. În acest local din Sibiu se prepară zilnic 10 de cocktailuri hidratante scăldate în mentă. Acest minunat cocktail cu o mentă de apple mint, adică o ușoară aromă de măr, este un cocktail din, cu vin spumant și sirop de soc, cu limonadă de mentă, cu fresh de lămâie și limonada are o tentă de busuioc. Și bucătarii folosesc planta aromată la salate, sosuri sau ca să dea un plus de prospețime deserturilor. Aici avem un cheesecake fructe de pădure, un cheesecake cu cremă de brânză, un blat de biscuite cu unt și niște fructe de pădure proaspete. Desigur mentă. Bineînțeles, mentă întotdeauna. Are o aromă foarte fresh. Mai ales acum pe sezonul de vară, avem nevoie de preparate fresh, ușoare. Cum în această perioadă cererea este foarte mare, localurile aleg să comande mentă proaspătă direct de la producători. O comandăm cât se poate de des, pentru că noi o dorim proaspătă zi de zi. Aceea de busuioc ne place nouă cel mai mult. Mai avem, să vă arăt, aici este o mentă foarte specială, ca un fel de catifia. Aceasta o folosim în mod special la decorarea paharului sau al mâncării. Fermierii s-au adaptat cererii de pe piață și investesc acum în soiuri cât mai diversificate. În aceste solarii din comuna Schellimber, Lucian Mihalache cultivă numai puțin de 15 tipuri de mentă. Menta chocolate, menta mandarin, menta orange, menta lemon, bazil, adică busuioc. Apoi sunt cele fructate, gen apple. Aceasta este o mentă chocolate. Este o mentă care are și un nivel ridicat de mentolat, de mentol, și are un iz de ciocolată. Se potrivește foarte bine la deserturi. Aici avem un soi de mentă fructată. Este menta strawberry sau cu aromă de căpșună. Comenzile variază în funcție de gusturile clienților. Unul din cele mai cerute este soiul de mentă olandeză. Are un balans echilibrat între mentol și dulceață și aromă. Dacă cineva se ocupă în mod special de mentă, ar putea în sezon să câștige destul de bine din vânzarea mentei. Un kilogram de mentă proaspătă costă în medie 40-50 de lei. Cel mai scump soi se vinde însă cu cel puțin 100 de lei pe kilogram. În următoarele minute mergem acasă la Monica Tatoiu, cea care și-a creat o oază verde în fiecare cameră a casei sale, dar și în impresionanta sa grădină. Cum și-a amenajat totul și cum arată locurile ei preferate de relaxare, vă arată colega mea, Dana Luțu, de la Casă de Vedet. Bun găsit, dragii mei! Astăzi mergem în vizită la Monica Tatoiu, cea care și-a creat un adevărat paradis verde, atât în vile cât și în curtea casei sale. Sunteți curioși cum arată? Haideți cu mine! Am ajuns la doamna Tatoiu, de-abia aștept să văd ce fac broscuțele, poate au ieșit la soare. Haideți și voi! Bună ziua! Bonjour! Bonjour! Ați ajuns? Atenție, proprietate patrulată și păzită de pisici. Deci noi n-avem câine, noi avem pisici. Am ajuns unde trebuie. Anul ăsta, nu știu ce s-a întâmplat, măi, au înflorit trandafiri ca la balamâc. Cred că din cauza vremii, când a fost foarte cald. Știi că când ai fost data trecută la mine, cameramanul tău mi-a zis că mi-aduce 3 braști. Așa. Și sâmbăta trecută mi le-a adus
sunt altfel decât ale mele. Wow. Ce faci, Cookie? Aia care rapid, aia e Cookie. Așa. Iar aia cu capul puțin mai roșu este Canal D. Deci pe ea o cheamă Canal D. Ce faci, Canal D, mă? Ea e Canal D. Ea e Canal D. Foarte, uite, vezi că Canal D este cu portocaliu. Am înțeles. Astea sunt numai cu verde. Asta e Gaia. Asta e cea mai bătrână. A, și stă, se odihnește. Gaia nu, Gaia n-are nicio treabă. Ce faci? Da, să nu te apropii de ea că te mușcă. Ce faci? Ce face fetița? Ce face fetița? Da, măi, fetița. Aici, practic, le spuneam telespectatorilor, este casa lor, este o fântână. Acolo vin și se spele păsărelele. Așa. Și să bea apă. Așa. Iarna e o problemă și iarna trebuie să le pun apă și iarna o lăsăm când e fric și îngheață toată fântâna. Asta seamănă cu cascada Bigă. Asta e a doua salce pe care o avem. Salcea asta... Am avut un tei aici care m-am trezit cu rădăcinile lui. Ăsta pe care îl vezi acolo, stai că e aici o bucată. Anumiți copaci ajung la fundamentul casei. Și atunci nu e periculos, da? Deci astea, hortensii, da? Hortensiile sunt foarte bune, dar trebuie să tot așa să ai grijă. Ăla-i măslinul, ăla-i leandru, da. Ăla-i e ficusul. Am făcut sus practic la etajul 1. V-ați făcut o altă grădină și... Dar nu, dar îți dai seama și... când trebuie o armată de oameni grei, ăsta a fost atâta. Ăsta crește foarte ușor. Și astea sunt bugenvilia. Așa. Știi că cine merge știu. În Grecia... În Grecia azi e... Dar e foarte... Pretențioasă. Este ca o gagică de aia care te greu stai... de mulțumit. Da? Așa. Și acum să vedem, că am două sere la iarnă, o să vedem. Uite ce, să zici că ești că-ți bălării. Nu. Eu și tatăl avem fiecare diferite perspective asupra naturii. Îi plac mulți copaci, mulți nu știu ce. Deci aici am avut o grămadă de copaci cu țepi care nu făceau nimic. Ăștia sunt frumoase. Ăștia sunt fac flori portocale. No, e altceva. Această ghirlandă. Am luat ăștia, e un tip care cultivă trandafiri pe undeva pe lângă Giurgiu și am găsit pe internet și mi-au adus. Problema este când n-au soare. După prima înflorire, a doua oară nu mai înfloresc trandafiri. Deci asta e cel mai bun moment. În iulie aici e doar verde. Petuniile astea, de obicei, ele nu țin decât, le-am pus la sfârșitul martie, mijlocul martie, când a fost căldura aia și acum, fiindcă a fost frig, au rezistat, dar ele în mod normal, pe la sfârșitul mai, mor. Asta este, te rog frumos! Așa, nu merge afară pentru că și păsărelele trebuie să mănânce. Și nu merge afară decât cu clopoțel. Cine este? El este monkey, șobolanul sau pisică. Cum vrei să-i spui? Cel deci, care este nervator să Sisi. Meargă la păsări, spuneați. Da, deci nu, ăsta dimineața începe să-mi iau se duce după păsări. Ea este, ce faci? Sisi! Sisi lui mama! Da, fetița lui mama! Da, mamă, da! Graso! Graso! Ea este pisica lui Victoraș. Nu uităm de prietena de Iggy. Mea. Iggy. Hai la mama. Iggy mănâncă salată. Așa. Și face cadă, văd. Face cadă. Și aici aveți un colțișor al familiei. Deci mie îmi plac pozele. Da? Asta sunt eu cu mama și cu tata. Aici sunt eu cu Victor botezând. Alea eu sunt eu cu Victor la nunta noastră. Asta este nucleul casei. Aici, la mine, hai. Da? Pentru că asta este sufrageria bunicilor mei și a fost la părinții mei și acum e la mine și o să fie. Dacă nu le pune pe foc lemnele astea, o să fie și alu fimiu. Dar, vedeți, e o combinație. Este un Biedermeier, era un Biedermeier început de secol 20. După care, fiecare piesă, astea sunt macrameuri de la
toate rudele, toate babele, e plin de macrame. Vedeți? După care, fiecare are o poveste. Fiecare are o poveste. Asta e luată de la Viena, asta e luată din Germania. Astea sunt vazele originale care au fost la mama și la bunica. Spuneți-le tuturor telespectatorilor ce încărcătură emoțională și ce energie benefică au aceste lucruri pentru casă, deci, pentru tot cei care vin. Nu încercați să vă cumpărați mobilă de-asta nouă. Asta mi-a explicat și fiului meu. Miezul casei trebuie să fie o legătură între trecut, între trecut, prezent și viitor. Deci sunt punți. Eu am o colecție foarte mișto de păpuși cumpărate din Statele Unite. Da? Și astea s-a dus din Guadeloupe. Astea de alea. De ascult mare. Să căutăm lucrurile originale. Și să nu aruncați lucrurile de la bunica, măcar câteva păstrați-le, chiar dacă aruncați dulapul, da? Sau dați dulapul undeva, dar măcar un scaun, o ceașcă de cafea, care să fie, să vă agățați de trecut. Pentru că spunea dumneavoastră, trecutul... Cine n-are trecut, prezent, n-are viitor. Să creăm și să avem amintiri. Noi avem întotdeauna amintiri foarte frumoase aici la dumneavoastră și venim de fiecare dată cu drag. Vă aștept la iarnă să vedeți decorarea de Crăciun. Așa rămâne, iar pe voi, dragii mei, vă aștept și duminica viitoare într-o altă casă de vedetă. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Dacă aveți un subiect care poate deveni o știre, ne puteți trimite informațiile și imaginile pe numărul de WhatsApp 0753123133 sau așteptăm un e-mail la adresa info@canalde.ro. Cele mai importante informații ale zilei le găsiți pe site-ul nostru știrilecanalde.ro și nu uitați să intrați pe pagina noastră de Instagram știrilecanalde.ro. Sunt Cristian Sabah, vă mulțumesc pentru atenție, o seară liniștită vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră.